Și bună seara din nou la dialogurile lui Harman și Sarmiza Andronic. Sărut mâna, Sarmiza! Bună seara, bun găsit tuturor! Bine ne revedem la un nou format în această seară, vineri seară, pe Metropola TV. Oameni buni, multe subiecte, enorm de multe subiecte și eu cu Sarmiza am încercat în mod deosebit să vă oferim în această seară o paletă, un spectru pentru ca să stați cu noi în această vineri seară. Primul subiect care pe noi ne-a durut, pentru că suntem și părinți și sunt convins că v-a interesat și pe dumneavoastră foarte mult, violența juvenilă, violența de la Belgrad, un copil care își ucide 8 colegi și gardianul școlii rănește pe alții. Situația din Chiajna, care s-a rezolvat din fericire cu intervenția unei avocate care a preluat rolul de negociator de criză și a reușit să scoată acel copil din situația de victimă și să detenționeze întreg 24 de ore de nebunie. 28 de ore. Sarmiza Andronic, încă o dată sărut mâna. Ce este cu această violență? Ce se întâmplă, Sarmiza Andronic? Uite, asta este singura întrebare care se potrivește celor două cazuri. De ce se întâmplă asta? Până la urmă, nu știm cauzele. Pentru că dacă ne-am speriat foarte tare, ne-am revoltat. Poate ne-am revoltat în sinea noastră, știi că... Na, n-ai da, ne-a atins, pentru că suntem părinți, exact. Suntem, avem prieteni părinți. Povestea deci, din da. Belgrad... Este cumplită. Este cumplită. Și grav este că după ce am analizat cu toții această problemă, după ce în spațiu public s-a vorbit foarte mult despre ea, toată lumea a încercat să afle cauzele. Povestea acolo nu este simplă, pentru că am avut de-a face cu un tânăr de 13 ani care era învățat să tragă cu arma de către tatălui. Pare că sursele spun că tatălui chiar se droga împreună cu el, fuma țigări și așa mai departe. Medic. Deci, am înțeles că era medic tatălui. Ei, uite, asta este o problemă. Cât de mult contează familia și cât de mult contează societatea. Noi am și avut... mediul înconjurător al copilului respectiv. Gândește-te că noi am mai avut un subiect pe care l-am comentat cu acea profesoară de japoneză. Da, care a fost înjunghiată. Da, atacată, da. În clasă. Ne întoarcem, uite, la această violență pe care încercăm să ne-o lămurim. Până la urmă, cred că e important să descoperim cauzele. Ori, la povestea din Belgrad, cred că acolo a fost o poveste alimentată de părinți și o chestiune care a venit din familie. Dau mai întâi vina pe ei, pentru că dacă altă dată, sau în cazul profesoarei de japoneză, am spus că părinții ar fi trebuit să fie atenți la ce e cu copilul lor, să-și dea seama după privire dacă ia substanțe sau nu ia substanțe de un exact, anumit fel. Da, da. Da, aici lucrurile se schimbă. Iată, aici copilul ăsta era încurajat să facă aceste lucruri. Nici nu știu dacă l-a surprins pe tatălui povestea asta, mai ales că a fost și arestat. Acum, eu nu știu dacă el a fost arestat pentru că pe undeva autoritățile știu mai multe lucruri, pentru că se pare că acolo vorbim despre extremism, se pune problema foarte serios și presa din Serbia scrie acest lucru, că e o anchetă în desfășurare, dar sigur că așa cum se întâmplă la noi și scapă tot felul de surse, așa se întâmplă și acolo. Și acolo funcționează presa. Se presupune că acest copil a fost cumva... Deci, repet, nu este o chestiune pe care o batem în cuie, nu este o chestiune pe care am spus-o eu. Se pare că cumva a fost împins în zona asta. Prin ce metode? Metoda unei apropiere atât de mare de camaraderie între tată și fiu? Între tată și fiu, dar adică s-a trecut armele, de limita aceea. Da, nu? Armele erau ținute într-un mod absolut legal și corespunzător. În deci seif, erau deținute legal. Erau de deținute tată. Legal în seif. Seiful avea un cod pe care copilul îl știa. Da. Ei, în momentul în care vorbim despre astfel de lucruri, te gândești de ce are copilul acces la arme și cum anume își pune amprenta educației asupra acestui gest. Gândește-te la un lucru. Copilul ăsta, în prima fază, cu toții ne-am gândit dacă nu cumva era un copil izolat, dacă nu cumva vorbim de bullying, dacă nu cumva, nu știu, avea probleme sentiment de psihice. Dragoste neîmpărtișit. Da, ceva dar de, la așa, 13 ani sunt multe așa. Furtuni. Copilul ăsta a fost la o petrecere cu colegii lui cu care a dansat și a cântat cu o seară înainte. Și după, și după aceea i-a omorât. Și povestea nu se termină aici. Din păcate, un alt copil
a făcut un gest asemănător a doua zi, spunând că primul atacator, acel copil de 13 ani, este Dumnezeul lui. Deci când ți se pare că s-au întâmplat foarte multe povești uluitoare... Vorbești de al doilea atac cu mitralieră atac, din satul de lângă Belgrad. Este un sat de lângă Belgrad. Acolo unde un tânăr a tras cu mitraliera. Luându-l pe primul exemplu. Da, a tras cu mitraliera. Se cheamă în engleză copycat. Ei sunt copycat. În general, crimele în serie, din nefericire, creează astfel de copieri. Și de multe ori ai criminalul în serie în pușcărie și există un alt criminal care îi copiază până la ultimul element. Un minut, pe mine mă interesează altă chestiune. Nu cumva această democratizare a relațiilor între părinți și copii, această lipsă de graniță, a respectului pe care un copil trebuie să-l aibă față de părinți. Nu cumva această lipsă totală, această explozie, implozia relațiilor din familie a permis o astfel de, să spunem, o astfel de modernitate? Eu nu cred că putem generaliza. Eu cred că fiecare familie are propriile sale particularități. Eu cred că, așa cum eu sunt mamă într-un anume fel pentru fiul meu și mamă într-un anume fel pentru fiica mea, pentru că fiecare este foarte diferit de celălalt, cred că eu am doar niște chestiuni comune, știi? Îi iubesc, îi îmbrac, sentimentul meu, sunt mama lor. E, așa și cu familiile. Cred că acolo fiecare își face propria regulă. Da, tu vorbești despre respect și bine faci. Da, e o regulă generală, eu așa știu. Dar uite, dacă ne întoarcem la cazul din Chiajna, acolo unde am fost cu toții surprinși să vedem cazul și să analizăm și să spunem de ce se întâmplă asta. Avem de-a face cu un fost pușcăriaș, avem de-a face cu un om cu multe probleme psihice. Ei, a venit elementul acela, știi, care te face să te întrebi dacă nu cumva e mai mult decât un pușcăriaș, dacă nu cumva are și sentimente paterne. De ce? Pentru că a cerut mâncare pentru copilul lui. A spus, copilul meu e flămând. Totuși, elementele, deci cele două cazuri sunt diferite, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți. Presiunea socială face ca aceste cazuri să ne ducă la un element comun de extremă. Folosirea, în ambele cazuri, a vieții neajutorate, a neajutorului celorlalți. Unul le atacă neajutorații cu pistolul părintelui, are acces la o armă, este o inegalitate de șansă aici. Și al doilea este un tată care se folosește de copilul lui pentru a obține ceva. Cine știe, vom afla care a fost motivația. Dar aceste excese și extreme pe care le vedem, din ce în ce mai multe, în Statele Unite nu cred să nu existe lună de la Dumnezeu în ultimii ani care să n-auzim de astfel de tip de crimă. Numai ieri era, nu? Sau azi dimineață ora Europei vorbeam, se anunța de o împușcătură, cum îi spune ei, la fuziad în franceză, de cineva care a deschis focul într-un McDonald's. Deci, și la McDonald's nu se duc miliardari, atenție, se duc oamenii săraci. În Statele Unite, la McDonald's mănâncă oamenii săraci, ca să fim foarte clari. Această extremă soluționare a problemelor personale, pentru că este o soluție, este omul caută soluții să-și le rezolve problemele în momentul în care nu găsește răspuns social, răspuns de la autorități, pe toate planurile, se gândește la o soluție extremă care să-l pună, să atragă atenția lumii asupra problemului. Aici, asta este factorul. Eu mă întreb foarte serios, am scăpat, Sarmiza Andronic, am scăpat de sub autoritate exact această relație între om și societate, ca să ajungă oamenii să-și folosească fica, cum a fost exemplu de la Chiajna, total diferit de cel de la Belgrad, sau cum a fost tânărul de la Belgrad, care este, sunt foarte convins că se vor descoperi elemente fundamentale de deviere psihosomatică. Dar nu știu dacă a scăpat această relație sau dacă pur și simplu s-a schimbat, pentru că întotdeauna cum s-a schimbat relația aceasta? Asta e ideea. Întotdeauna au fost totuși copiii noștri nu se duc să ia armele, să împuște oameni. Nu, dar întotdeauna au fost oameni săraci, dar nu întotdeauna oamenii au reacționat așa. Există o presiune socială extrem de mare. Există o deschidere spre informație foarte mare. Când vezi filme în care oamenii ăștia sunt eroi, tu, copil neajutorat, te gândești că trebuie să faci ceva, să ieși din anonimat.
Și e foarte posibil să faci și asta. Vorbeam zilele trecute despre ce se întâmplă în cluburile din România, apropo de droguri. Da. Și spuneam că eu știu cazuri, eu știu de la copiii mei cazuri, de copii, tineri, adolescenți, care nu vin din familii foarte bogate, dar care fac un efort uriaș în timpul săptămânii, cu banii pe care îi primesc de la părinți, fac economie, nu mănâncă, tocmai pentru a-și lua droguri pentru seara. A-și lua seara, pentru a ajunge măcar în clubul ăla, cât mai e până... Asta este de o falsitate socială uluitoare, statutul social, de a fi văzut acolo. De a fi văzut acolo, de a-ți dori să fii ca ceilalți, cei din vârf, pentru că astea sunt reperele, din păcate. Da? Deci, nenorocirea din Belgrad nu s-a terminat cu o simplă poveste. Ea s-a dus mai departe, a doua zi. Da. S-ar putea să se ducă mai departe și săptămâna viitoare, Doamne ferește. Doamne Dar ferește. Nu avem garanția că lucrurile s-au schimbat sau că nu cumva societatea aceea are ceva greșit în ea. Autoritatea? Păi vorbești de autoritate? Da, nu știam. Erau profesorii autoritari, erau părinții autoritari. Era societatea, erau vecinii. Erau vecinii. Era un soi de respect pe care îl primeai din familie. Acum ți se pare, când părintele tău se duce la școală și dă cu pumnul mază și spune copilul meu nu poate fi verificat în ghiozdan pentru că e dreptul la intimitate și, măi, nu așa se pune problema când ai de-a face cu securitatea în școli. Și dacă n-ai nimic de ascuns, de ce le înveți pe copilul tău așa? De ce le duci așa? De ce nu? Da, da, dacă n-are nimic îndrept, de ascuns? De ce le îndrepți pe un astfel de drum? Exact. E, aceasta este o discuție pe care e foarte interesant că ai deschis-o. Observăm din ce în ce mai mult, repet, o democratizare a relațiilor în familie, unde accesul copilului la înainte de timpul său, de maturitatea sa, că este emoțională, că este sexuală, că este dietetică, sunt diverse stadii de maturitate, accesul copilului la toate acestea în numele unei educații moderne, da? În numele unei, să spunem așa, unei idei de egalitate a tratamentului și de abdatare, și de abdatare la societatea aceasta de construcție modernă și contemporană, duce la confuzia copilului. Copilul cunoaște o confuzie totală. Noi în acest moment, citeam în Statele Unite și în Anglia, discutăm de educație sexuală la 7 ani. Copilul nici nu știe care sex. Asta a fost o poveste extrem de controversată și în România. Noi avem în acest moment, la 14 ani, predăm la școală noțiuni pe care, din punct de vedere filozofic, copilul nu le înțelege, nu are pregătirea. Iar aceste confuzii, eu pot să fiu considerat, de exemplu, și dau un exemplu meu, ca să nu dau exemplu altora, să nu fiu acuzat de nimic, eu pot să fiu considerat un părinte foarte conservator în casă. Dar eu având linii roșii, la mine în casă copiii sunt copii și am copii mari. Atenție, 28, 25 și 18 ani, deci eu am copii mari și de care sunt și foarte mândru. Sunt reușite, toți trei sunt reușite intelectuale și nu numai, excepționale. Dar eu am impus niște reguli pe care eu le-am văzut în familia mea. Nu spun că au fost cele mai democratice sau cele mai egalitare. Dar poate că nu asta e soluția pentru familie reușită. Dar poate că nu asta este soluția pentru o familie reușită. La mine a reușit. Nu cumva noi facem greșeala să spunem părinților că nu mai sunt părinți, dar pe de altă parte să nu învățăm să fie părinți? Fica mea, o să-ți dau și eu un exemplu. Da. Fica mea avea o profesoară de matematică extrem de severă. Și la un moment dat, când m-am dus eu la prima întâlnire cu ea, mi-a spus, fica dumneavoastră este foarte respectoasă, se îmbracă foarte frumos și m-am enervat și am spus, noastră, ca profesor îmi spuneți asta, eu știu că așa este pentru că așa o educ, spuneți-mi ceva. Că așa este din casa mea. Da, adică spuneți-mi ceva ce eu nu știu despre fica mea. Da. Mă rog, s-a repliat a doua oară când a încercat să-mi intre în grație, eu fiind extrem de fermă așa și de dură, mi-a spus, eu sunt ca o soră pentru Teodora. Greșit, nu am nevoie să fiți sora ei, am nevoie să fiți profesor. Încheind pe această notă, avem nevoie de profesori la catedră și nu prieteni, avem nevoie Absolut. De părinți acasă și nu camarizi, nu camarazi. Invitatul special din această seară la Metropola TV, ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, domnule ministru! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat vineri seara această invitație. Putem să-i rugăm pe cei din tehnic să ne dea puțin în...
sunetul mai tare ca să auzim intervenția domnului ministru. Domnule ministru, să încep și o să vorbesc mai tare. Vă mulțumesc, e perfect așa. Domnule ministru, începem cu știrea din această seară, care efectiv a ajuns pe toate canalele. Dialogul dumneavoastră, întâlnirea dumneavoastră cu excelența sa, ambasadorul Republicii Italiene la București, unde ați discutat despre problematica celor fugiți de justiție, de deciziile definitive ale curților de justiție din România. Domnule ministru, spuneți-ne și nouă, care este problema? Ce creează această stare de, să spunem, în care Italia acceptă pe acești fugiți și ce poate face Ministerul de Justiție, recte dumneavoastră, pentru a remedia această problemă? Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să spun că acest dialog cu ambasadorul italian este o continuare a convorbirilor pe care le-am inițiat chiar din anul 2020, inclusiv sub aspectul unor scrisori pe care le-am făcut Ministerului de Justiție Italia. Au existat și anterior demersuri făcute de alți miniștri, au existat și ulterior demersuri făcute de miniștri care m-au urmat la minister. Am reluat aceste demersuri anul trecut, le continuăm în acest an. În al doilea rând, aș începe cu o concluzie și apoi cu explicațiile. Problema aceasta a celor care se sustrag executării hotărârilor judecătorești penale definitive prin fugă în Italia, este una de aplicare a legii italiene și de configurare a legii italiene, care este evident mai blândă decât legile din alte state și subliniez alte state, nu numai România. Deci nu este o problemă care ține de autoritățile române sau de legea română. Este o problemă care ține de legea italiană. Dacă vreți, este o problemă europeană de uniformizare a sistemelor penale, în sensul că această uniformizare în materie de aplicare a mandatului european de arestare nu este realizată. Deci este o problemă cu caracter european. Noi am antamat acest dialog, spuneam, încă dinainte de 2020, continuat în 2020 și mai departe. Legea italiană care aplică mandatul european de arestare a fost modificată în februarie 2021. Și s-a mai pus acolo o condiție de sportită, aceasta s-a mai închis, dar nu complet. Însă ce spune legea italiană? Legea italiană spune așa, respectiv legea 69 din 2005. Spune la articolul 18 bis, paragraful 2. Atunci când mandatul european de arestare a fost emis pentru executarea unei pedepse sau unei măsuri de siguranță privative de libertate, Curtea de Apel italiană poate refuza predoarea persoanei solicitate care este cetățean italian sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, rezident legal și efectiv, ori locuitor al teritoriului italian de cel puțin 5 ani. Mm-hmm. Și poate dispune ca respectiva pedeapsă sau măsură de siguranță să se execute în Italia în conformitate cu legislația națională italiană. Ori, acest articol este vădit mult mai blând, mult mai puțin ferm decât prevederile dispoziției europene, a legii cadru europene, care este directiva cadru 584/2002 privind mandatul european de arestare. Dovadă că este așa este că nu numai România are aceste probleme. Sunt și alte state care au astfel de probleme. Ne puteți da câteva nume de state? Tot cu Italia? Tot cu Italia. Cu Italia și dovadă că este așa, este că, mă rog, Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement și nu numai împotriva Italiei, ci și împotriva Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Austriei, Poloniei, spunând că pentru a asigura o funcționare corectă a mandatului european de arestare, este esențial ca statele membre să transpună complet și corect, poate proviz dispozițiile deciziei cadrul pe care am citat. Ori spune Comisia Europeană în scrisoarea de avertizare că aceste state enumerate au eșuat să facă astfel, în special furnizând motive adiționale, complementare, de refuz a executării mandatului european de arestare. Într-o traducere nejuridică, să spunem așa,
Ceea ce spune Comisia Europeană este că legea italiană, articolul 18 bis citat, legea 69 din 2005, furnizează o serie de motive pentru care se refuză acest mandat european de arestare. În principal, motive care țin de legăturile create între cel a cărui extradare se cere, condamnatul penal, și statul respectiv, teritoriul italian. E ceea ce doctrina italiană numește înrădăcinare. Ori, aceste criterii au fost dezvoltate în jurisprudența italiană, nu numai a curților de apel, dar și a curții de casație italiene și a curții constituționale italiene. Și s-au furnizat, de exemplu, în jurisprudență astfel de criterii, respectiv prezența legală pe teritoriul statului italian, distanța dintre infracțiune și condamnare, locuința principală, dar nu neapărat exclusivă în Italia, interese profesionale dezvoltate în Italia, legături familiale, legături afective, plata contribuțiilor financiare și fiscale a celor care desfășoară activități lucrative acolo. Da, domnule ministru, îmi cer scuze că vă întrerup, dar iertați-mă. Aceste motive nu pot... Ei sunt cetățeni români, nu au domiciliul primar în România, nu își plătesc taxele în România, adică de ce aceste condiții mult mai favorabile care îi ajută la o decizie favorabilă în justiția italiană sunt echivalente cu cele ale cu un domiciliu primar care e românesc, plata taxelor care e în România, sunt politicieni sau sunt oameni de afaceri sau mai știu eu cine, acuzați ultimele două cazuri, domnul Ionel Arsene și cum îl cheamă ultimul caz? Vâlcov, Darius. Da, domnul celălalt Darius Vâlcov, că nu-mi venea, iertați-mă. Cei doi au fost oameni politici în România, nu au fost în Italia. Adică, de acord cu dumneavoastră. Nu, dar stați o secundă ca să completez un pic, iertați-mă. Adică, dumneavoastră ne spuneți că statul italian doar pentru aceste taxe poate să accepte oprirea actului de justiție, îndeplinirea actului de justiție, adică, în România. Adică ce câștigă statul italian luând în brațe astfel de persoane? Din toate țările, înțeleg, și din Cehia și de cele pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Haideți să o luăm. Nu e vorba doar de... Pot vorbi? Da, vă rog, vă rog. Nu e vorba doar de plata acestor contribuții financiare și fiscale. E vorba de mai multe legături pe care legea italiană le recunoaște ca fiind criterii pentru a respinge mandatul european de arestare și a dispune fie o măsură de locuire acolo, fie executarea pedepsei în Italia. Deci sunt mai multe, spuneam, motivații. Acum, problema, cum spuneam, este legată de incompatibilitatea între un standard european pe care majoritatea statelor europene îl asigură la această predare pe mandat european de arestare, inclusiv România, da, și standardul pe care legea italiană îl fixează. Vedem cum se va finaliza acest diferend între autoritățile europene și statul italian cu privire la această legislație. Dar aș mai da câteva detalii interesante. În primul și în primul rând, ce aș vrea să subliniez este faptul că nu toate instanțele din Italia aplică aceste standarde mai blânde ale legii italiene. Asta e interesant. Asta e foarte interesant. Da. Adică justiția nu funcționează la fel pe exact teritoriul Italiei? Pe peninsulă, da. Dați-mi voie să vă dau câteva cifre. Între 2017 și 2022 au fost predate din Italia în România un număr de 942 de persoane. Noi vorbim de aceste cazuri mediatizate, ultra cunoscute, domnul ministru. Respective, ca fiind persoane publice. Da. Exact. Sunt în jur de 15 cazuri, din care 4-5 mai celebre, da? Da. Dar trebuie să ținem cont de faptul că 942 de instanțe, de decizii ale instanțelor italiene, au aplicat mandatul. Deci statistica ne arată că avem niște cazuri izolate. Întrebarea, de ce aceste cazuri? Și noi am studiat care sunt motivele. Primul motiv este cel pe care vi l-am expus, de rădăcinare, da? Da. Legăturile de domiciliu, de profesie, de familie, de investiții și așa mai departe. Este, dacă vreți,
cazul Pica, cazul Strutinski, cazul Săvulescura, au fost câteva cazuri motivate de condițiile de detenție din România, care nu ar fi la standard. Aici de vreau să ajung. Aici vreau să ajung. Da. Bun. Da. Am ajuns eu mai repede, cu permisiunea dumneavoastră. Da. Cazul Dragomir, cazul Arsene. Bun. Numai că la dosarele de extradare au fost depuse în toate cazurile dovezi scrise, asumate, sub semnătură de către Administrația Națională a Penitenciarilor, care demonstrează spațiul minim individual asigurat și a demonstrat la solicitarea autorităților italiene, respectă recomandările internaționale în materia condițiilor de deținere și jurisprudența CEDO. Bun. Deci, aceste dovezi există acolo. Domnule ministru, o să vă întrerup. Domnule ministru, o să vă întrerup o clipă. Totuși, o să vă întrerup o clipă. Totuși, cunosc și eu foarte bine presa internațională, ca și dumneavoastră. Au existat câteva cazuri în care s-a pus în serios, într-un dubiu foarte serios, capacitatea sistemului penitenciar românesc de a face față unor provocări, și în special la nivel medical. Dumneavoastră știți că noi am mai avut această discuție și eu v-am întrebat chiar în numele unei organizații neguvernamentale din Statele Unite asupra acestei probleme. Există totuși o imagine, nu neapărat reală, atenție, având în vedere că ne-ați dat exemplu clar al cazurilor și de extrădare din Italia, prin care România suferă de o lipsă de credibilitate, în special în domeniul provocărilor medicale ale populației din sistemul penitenciar. Cum, da. Ce spune Italia în acest caz? Presupun că foarte mulți dintre cei care li s-a refuzat extrădarea, presupun că acesta a fost un motiv principal în pledoaria lor. Repet, două au fost motivele. Unul, rădăcinarea. În anumite cazuri, două, trei cazuri au fost condiții de detenție. Dar confirm, există această imagine creată pe o cazuistică adunată la CEDO în ani de zile. Numai că eu invit pe toată lumea să observe că acele cazuri au plecat de la situații din perioada anilor 90-2000. Lucrurile s-au schimbat radical acolo. Eu personal am fost în vizită la CEDO și la Comitetul de Miniștri al Adunării Parlamentare Consiliului Europei, inclusiv la sesiuni plenare, am arătat că lucrurile s-au schimbat. Avem un program, așa zis, programul SMIVE, și care funcționează din 2020, de îmbunătățirea condițiilor din penitenciare. Am extins capacitatea de cazare, de aceea ne încadrăm la suprafața minimă cerută de standardele europene și internaționale. S-au îmbunătățit semnificativ în majoritatea penitenciarelor și avem și penitenciare în construcție. De situația numai aceeași din anii 90-2000. Este, dacă vreți, o remanență de imagine fundamentată la momentul respectiv, dar care nu mai corespunde realității. Departe de mine de a spune că s-a rezolvat totul sistemul penitenciar. Departe de mine de a spune acest lucru, dar situația numai aceeași din anii 90-2000, chiar prima decadă anilor 2000-2010, da? Și de aceea și Administrația Națională a Penitenciarului a fost în măsură să furnizeze aceste probe. Inclusiv în materie medicală, a existat chiar o acțiune recent desfășurată de administrație, cu încurajarea mea, de a organiza o zi a porților deschise, inclusiv în unitățile medicale. Eu invit pe toată lumea să viziteze aceste unități medicale, pentru că nu sunt unități specializate, e adevărat, dar sunt unități care asigură asistență generală. De asemenea, regimul alimentar invocat într-un alt caz, de adevărat unitar, poate fi asigurat pentru cei care au afecțiuni, care reclamă un anumit tip de meniu și așa mai departe. Deci nu mai e aceeași realitate. Și din nou invoc aici statistica. Exact în perioada în care anumite cazuri au fost respinse în Italia, altele au fost admise de alte. În alte cazuri s-au invocat de asemenea condiția medicală și condiția de detenție, pardon, și instanțele italiene au respins. Am citat, am înțeles. Perioada respectivă sunt 900 și ceva de cazuri admise. Dumneavoastră ne-ați dat o cifră. Domnule ministru. Vă rog. Și am încheiat pentru prima fază această intervenție. Răspund la întrebări ulterior. Ce am observat noi de asemenea această cazuistică e că ea se concentrează în două, trei instanțe, respectiv Napoli,
Bari și avem două cazuri la Bologna, un singur caz la Milano. Deci majoritatea cazurilor sunt Napoli-Bari. De aceea am și solicitat astăzi, sau am exprimat mai degrabă așteptarea autorităților române, a Ministerului Justiției mai precis, ca autoritățile italiene să procedeze cât mai rapid la identificare și arestare a condamnatului penal definitiv Darius Vlhov, pentru că ce am observat studiind această cazistică este că cei care fug se predau deliberat în raza unei anumite curs de apel, pentru că în felul ăsta antamează competența respectivei curs de apel. Am înțeles, da. Am înțeles. Domnule ministru, eu am vrut să subliniez un lucru. Știți că eu sunt cu opinia publică, eu sunt cu omul de acasă care se uită la televizor și îmi place că mi-aloc această poziție. Oamenii se uită la televizor și înțeleg un singur lucru, că oamenii cu bani au tot timpul portițe de a fugi. Că cei din Italia nu sunt niciodată aduși acasă. Această cifră de 942 înseamnă foarte mult, e o cifră mare. Dar da, e foarte posibil ca omul care se uită la noi să spună da, dar au fost mai săraci decât Darius Vlhov și decât ceilalți, Ionel, decât Arsenie și așa mai departe. Da, da, da. Adică există aici două probleme. Fie oamenii ăștia știu exact ce au de făcut ca să scape de justiție, fie ea în Italia sau în România, sau există o protecție pe care statul italian sau statul din România, fără să mă pronunț eu, îi protejează într-un fel. Adică și-au cumpărat o protecție cu banii aceștia. Exact. Gândiți-vă că nu există în spațiu public o încredere vis-a-vis de oamenii ăștia care pleacă, o încredere vis-a-vis de justiție. Ei știu că dacă au plecat, oamenii se uită neputincioși și spun bineînțeles că au plecat, bineînțeles că au bani și asta este. Adică gândiți-vă că cei 942 de oameni puși în balanță cu cele 5-4 persoane foarte puternice din România atârnă într-un anume fel dacă vorbim de justiție. Pot să intervin? Vă rog. Da. Cu toată seriozitatea resping ideea de protecție. Sigur, foarte bine că o faceți asta. O demonstrează statistica, 942 de oameni în intervalul respectiv veniți acasă, primiți acasă, și o demonstrează, dacă vreți, dialogurile pe care le-am avut și pozițiile pe care le-am receptat în dialogurile cu ambasadorul italian aici, cu ministrul italian de justiție, deci este exclus acest lucru. Dar ce nu este exclus este, într-adevăr, diferențierea de resurse în a beneficia de asistență juridică de o anumită calitate între cei care caută această evite aceste proceduri de extradare. Un alt detaliu interesant în tot peisajul acesta ar fi faptul că majoritatea celor care au obținut acolo respingerea mandatului european de arestare sunt reprezentați de același avocat. Este o informație pe care o am de la judecătorul, magistratul nostru de legătură în Italia, care are o activitate foarte bună și în contact permanent cu Ministerul de Justiție italian. Deci, da, e posibil ca unii să beneficieze de o asistență juridică mai sofisticată și în felul acesta să activeze mai eficient pârghiile legale pe care legea italiană le oferă. Dar nu, categoric, nu e vorba aici de protecție nici din partea statului italian, nici din partea statului român. Am este înțeles. Pur și simplu capacitatea de domnule ministru, o întrebare scurtă. Să avem încredere în justiție, dumneavoastră ca ministru, dați-ne un răspuns scurt. În această justiție. Da, v-am dat răspunsul în cifre. 942 de oameni au fost trimiși acasă aplicându-se mandatul european de arestare și fără îndoială că trebuie să respectăm în aceste proceduri independența judecătorului, însă în același timp să facem tot ce ține de competențele noastre legale pentru a aplica mai bine acest mandat european de arestare și am să ajung aici la un alt punct care nu cred că e suficient de bine subliniat de noi și de aceea și am acceptat cu bucurie invitația noastră, respectiv competențele în această procedură. Pot să vă spun că potrivit legii europene și legii române, Ministerul Justiției nu are competențe procedurale, are zero competențe procedurale în ceea ce privește extrădările în cazurile din Uniunea Europeană. Noi avem doar un rol de a furniza informații la cerere și, dacă vreți, de interfață, de a semnala fenomene care țin de aplicarea corectă sau mai puțin corectă a instrumentului europene. Ori asta facem.
Însă, până la urmă, este o problemă care ține de legea italiană și trebuie să înțelegem că această lege nu este nici în mâna Ministerului Justiției, nici a instanțelor române, nici a statului român. Este în mâna statului italian. Noi am semnalat aceste deficiențe, am găsit deschidere, continuăm dialogul. El trebuie să desfășoare, respectând independența și a judecătorilor români și a celor italieni, însă trebuie să avem așteptări și pe măsura competențelor legale. La modul propriu, Ministerul Justiției nu are competențe, plastic vorbind, să alerge după acești oameni, ci doar să semnaleze Ministerului de Justiție italian aceste probleme de aplicare a legii. Dar, dincolo de Ministerul Justiției din România, repet, sunt autoritățile europene care au sesizat și oficial au declanșat aceste proceduri care tind să uniformizeze legea europeană în toate statele membre ale Uniunii Europene. Până la urmă, asta e și ideea de a avea o lege penală uniformă în toate statele membre ale Uniunii Europene și de a asigura o egalitate în fața legii tuturor cetățenilor. Domnule ministru, comit infracțiuni da. Și când sunt protejați de lege. Am înțeles. Domnule ministru, aș vrea să trecem la a doua parte a intervenției dumneavoastră. Directiva europeană privind lupta anticorupție, v-ați referit în ultima săptămână în diverse declarații. Acum 3 zile, domnule ministru, ați declarat următoarele și citez: acest pachet legislativ anticorupție, publicat de Comisia Europeană, este un semnal privind actualitatea combaterii corupției în cadrul construcției europene și trebuie să fie la nivelul fiecărui stat membru, deci și al României. Ați mai declarat într-un comunicat semnat de către dumneavoastră ca ministru al Justiției că vă bucurați să constatați faptul că legislația noastră națională este în multe privințe deja armonizată cu proiectul de directivă. Domnule ministru, vorbind despre credibilitatea în justiție, exact ce ați spus dumneavoastră, despre faptul că anumite legi în anumite state sunt în contradicție chiar cu declarațiile Uniunii Europene care dorește accesul egal la justiție. Deci nu poate să vină un bogat să cumpere, să aibă resurse, să acceseze un mecanism de justiție care să-i fie favorabil. Accesul trebuie să fie egal și echitabil. Dar eu am o problemă pe care eu am întrebat și alți ministri al justiției. În privința luptei anticorupție, observăm o lungire a proceselor acuzaților acuzaților de corupție. Durează câte 7-8-10 ani până se prescriu. Nu vi se pare, ca ministru al justiției, repet, având în vedere faptul că sunteți clar în granița noastră firească de a nu spune ce trebuie să facă vreun judecător sau un procuror, deci totuși în această graniță, nu vi se pare ca ministrul justiției totuși că asistăm la o totală lipsă de echitate și egalitate a accesului la justiție? Un om fără bani este, să zicem așa, este condamnat mai repede decât un om cu bani. Cunosc câteva cazuri de oameni care au scăpat de acuzațiile de corupție datorită prescripției. Alții sunt și astăzi după 10 ani aproape în procese. Ce se întâmplă, domnule ministru? Care e opinia noastră? Ați formulat o problemă foarte pertinentă și pot să răspund la ea pe baza unei experiențe acumulate de câțiva ani de zile în această funcție, care mi-a permis, în dialoguri la nivelul Consiliului JAI, să înțeleg situația și din alte țări. La ora asta, problemele sistemelor judiciare din multe țări europene, n-aș putea spun că toate, dar știu foarte bine situația a 7-8 state din Europa, am discutat în detaliu cu miniștrii. Sunt următoarele. Prima, resursa umană. Majoritatea sistemelor judiciare din România, inclusiv cel român, judiciare din Europa, inclusiv cel român, suferă de deficit de personal. Ce înseamnă deficit de personal? Înseamnă automat o încărcătură mai mare pe fiecare procuror, judecător și grefier de dosare. Ce înseamnă o încărcătură mai mare? Adică un număr mai mare de dosare. Înseamnă un timp mai îndelungat de soluționare a fiecărui dosar. Asta este prima cauză. Și este foarte grav, pentru că afectează nu numai durata proceselor, ci și calitatea judecăților. E simplu de înțeles. Dacă avem în față 10 dosare, atenția, concentrarea cititorului, judecătorului, procurorului se împarte la 10 dosare, dacă are în față 5 dosare, e cu totul altceva. Crește și rapiditatea procedurilor și calitatea lor. Sunt probleme acute, repet, nu numai în România, unde am ajuns la un deficit grav de personal. În Spania, la ora asta, se desfășoară o grevă magistratură, vă dau ca exemplu. Și nu mă mir, adică
atunci când am aflat, am fost surprins că am discutat în ianuarie la Consiliul Jai cu ministra spaniolă, care trebuia să vină în România în perioada următoare, era totul aranjat, vizită în România, și a anulat-o, am fost anunțat pentru că sunt greve în Spania, în sistemul judiciar. Sistemul judiciar spaniol e gripat la ora la care vorbim și Spania urmează spre președinția în curând, da? Deci, asta ar fi o cauză. A doua este cea despre care am vorbit până acum. O diferențiere prea mare între sistemele judiciare. Adică pare cumva că această luptă anticorupție a fost luată foarte în serios de unele state și unele par că au uitat de ea. Și atunci Comisia a simțit nevoia să vină cu acest pachet care să ridice standardele peste tot și să le universeze, ca să se asigure această egalitate de care dumneavoastră vorbeați mai devreme. Am înțeles. Și ultima întrebare și ultimul segment și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați luat timpul de vineri seară. O să trecem într-o zonă mult mai ușoară, dar la fel de complicată pentru Ministrul al Justiției. Un articol publicat de G4 Media a spart, efectiv, a explodat în piața publică. Se publică stenogramele cu privire la discuțiile între diversi activiști din mediul civic, doamna Gușet, președinta Open Society, celebrei fundații Open Society a lui George Soros, și remarcile sale nu neapărat reverențioase sau măcar respectoase la adresa unui judecător foarte cunoscut, chiar dacă nu era cunoscut, totuși este judecător, Lia Savonea, privind accesul presei. Lia Savonea, ne amintim, propusese un protocol de acces al presei pe timpul atât al procedurii de anchetă, cât și al judecății. Spuneți-mi, domnule ministru, există o problemă în care vorbim pe de-o parte de echilibrul de egalitate și echitate de acces la justiție și, exact cum ați spus, anumite țări se pare că au cam uitat că toată lumea trebuie să lupte împotriva corupției, dar vorbind în această temă, există o problemă. Unele fundații sunt mai fundații ca celelalte și atunci aș putea permite să atace judecători ca doamna Lia Savonea, oricare ar fi acela. Repet, doamna Savonea este foarte cunoscută, dar presupun că presiunile asupra judecătorilor din partea unor fundații mai fundații s-au mai întâmplat. Ca ministru al justiției, există un mecanism amplas, cum se spune, un mecanism care să apere și din partea aceasta pe judecători, pe procurori, de presiunile acestor organisme foarte influente din mediul civic, nu numai, și academic, etc., să apere, repet, procurorii și judecătorii de aceste tipuri de presiune? Am să răspund la nivel de principiu. Există mecanisme, el este plasat la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, unde fiecare magistrat își poate cere apărarea reputației. Și au fost nenumărate astfel de cazuri în care magistrații au operat la Inspecția Judiciară și aceasta, ulterior CSM, a decis apărarea reputației judecătorului respectiv sau procurorului respectiv. Nu, deci, dar procesul de presiune, domnule ministru, noi vedem din acele stenograme, CSM nu avea ce să o apere pe doamna Savonea înainte de a avea actul, loc actul, da? Noi vedem acolo un proces de construcția unei presiuni. N-ar trebui să existe totuși un cod și pentru aceste superfundații care și-au creat renumele de mari luptători pentru democrație, anticorupție, mai știu eu ce, în care să li se interzică construcția unui astfel de sistem de presiune? Bun, la modul foarte strict formal, problema fundațiilor și asociațiilor, dincolo de faptul că noi la Ministerul Justiției ținem un registru al evidenței acestora, pur și simplu un registru în care sunt înregistrate, conduita însă lor în spațiu public, în viața civică, excede atribuțiile Ministerului Justiției. Am înțeles. Dincolo de acest lucru, eu nu vreau nici să mă eschivez de la întrebare, rămâne și de văzut dacă într-adevăr au existat aceste presiuni, dincolo de evocarea unei intenții în acest sens. Adică e o problemă acolo care încă nu e clar discutată și, mă rog, o urmăresc și o observ ce se întâmplă, repet, din perspectiva de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nu al Ministrului Justiției, din perspectiva atribuțiilor Ministerului Justiției. Altfel, sigur, există tot felul de efecte colaterale acestui fapt pe care l-ați relatat.
poate inclusiv politic. Mă gândesc că unul din una din pagubele colaterale poate fi și domnul Cioloș, care a propus persoana respectivă în funcția de ministru al justiției. Aici da. Se pot face tot felul de speculații, evaluare. Da? Asta e speculație. Da, asta e o speculație. Și corelativ la importanța, iată, procedurilor parlamentare de audiere a miniștrilor. Ce important este ca aceste proceduri să se facă temeinic și profesionist, așa cum s-au făcut atunci, dacă vă aduceți aminte. Da, exact. În comisiile reunite ale Parlamentului, de Comisia de Drepturi ale Omului și Comisia Juridică, comisiile juridice, au dat un aviz negativ. Deci am înțeles, da. Putem vedea multe facete ale acestei chestiuni, dar cu condiția ca ea să fie lămurită profesionist și deplin. Domnule ministru, cu această idee a profesionalismului, cu această ultimă frază, că trebuie totul să fie profesional, și îmi pare bine că în acest moment există spațiu de dialog profesional în interiorul justiției după anii de isterie pe care i-a cunoscut justiția din România, vă mulțumesc pentru participarea la dialogurile lui Hartman. Vă așteptăm din nou atunci când subiectele vor fi fierbinți. Vă urăm un sfârșit de săptămână plăcut. Eu și Sarmiza Andronic. Bună seara și toate cele bune! Mulțumesc asemenea, bucurie! Bună seara! Înainte de a lua publicitate, un singur mic subiect, excepțională intervenția din punctul meu de vedere a domnului ministru Cătălin Predoiu, dar un singur subiect a mai rămas înainte de a lua publicitate. Dom'le, avem un produs exotic politic. Așa-l numești? Așa-l numesc. Diana Șoșoacă la sărbătorirea. Bineînțeles, este o celebrare a învingerii fascismului și Germaniei naziste. Dar s-a aflat la ambasada Rusiei, incredibil și imposibil de înțeles în condițiile războiului de agresiune rus la adresa Ucrainei. Totuși, sărbătorim, ca să fim foarte clari, odată cu ziua Europei de astăzi, pentru că dacă fascismul învingea Europa astăzi, nu arăta așa cum arată ea astăzi. Sărbătorim înfrângerea fascismului, aducem onoare tuturor celor care au murit pe câmpul de luptă în acest război cumplit, care a fost al doilea război mondial, cu această ciumă fascistă, cu această nemernicie umană, dar totuși nu ne ducem la ambasada rusă. Diana Șoșoacă participă la recepția. Poate noi nu, dar ea da. Incredibil. Este un produs exotic al politicii românești. Nu este incredibil. Incredibil ar fi fost să fie acolo Marcel Ciolacu. Incredibil ar fi fost să fie Nicolae Ciucă. Nu. Că este Diana Șoșoacă, nu mi se pare nimic în neregulă, pentru că ea și-a construit un brand. Ei îi place foarte tare rolul ăsta. A fi prorus. Da, ei îi place rolul ăsta și-l asumă. Că eu pot să o judec sau să nu o judec. Știi ce nu judec? Faptul că ea a fost trimisă în Parlament de niște oameni. Deci eu pot să... Și care 4% acum singură cu SOS, da, deci sau cum se cheamă partidul SOS. Da, eu pot să stau pe margine și să comentez oricât. Păi nu, dar vreau ea... să comentăm. Nu, că ascultă-mă vreau... puțin. Da. Eu o să comentez de la masă cu tine și ea o să comenteze dincolo de ecran și o să râdă și o să spună este rolul meu și îmi place și asta mă duce și în Parlament. Și să iau 4-5% să intru în Parlamentul despre viitor. Despre ce vorbim noi aici? Despre ambasada rusă? Despre Diana Șoșoacă? Diana Șoșoacă și-a făcut un nume în România într-un anume fel. Este fix așa cum și-a dorit să fie. De asta o joacă un rol, vrei să spui. Da, asta vreau să spun, că joacă un rol. Nu știu dacă i l-a dat cineva sau dacă ea singură și l-a găsit, pentru că în momentul în care ea a intrat în Parlament nu era atât de vehementă. Ea era prin platourile de televiziune, spunea niște lucruri, oamenii rezonau cu ea. În momentul în care televiziunile au pus-o la colț și au victimizat-o, în momentul ăla... N-au victimizat-o, că a făcut gesturi de tăie cu mâine de păr. Nu, stai puțin. Faptul că televiziunile nu vorbesc, faptul că televiziunile nu vorbesc cu ea, o ajută să se apropie de o anumită parte a populației. Care se consideră victimă. Care se consideră victimă. Ostracizată, nereprezentată, etc. Despre asta vorbesc. Da? Cu această idee... Stimați telespectatori, ne revedem după pauza de publicitate la dialogurile lui Hartman cu Sarmiza Andronic și, bineînțeles, HD Hartman. Toate cele bune, ne revedem în 10 minute.